Am ajuns la încheierea primei zile din cadrul celei de-a 15-a ediție a zilelor revistei Caiete Silvane. După o întâlnire cu scriitori din Cicălău, județul Maramureș și cu doamna Silvia Botez-Lăjan și după vernisajul expoziției de fotografie a Patriciei Toma, a venit și rândul doamnei Camelia Burghele, o cunoscută cercetătoare sălăjancă, cunoscută în județ și în țară, și nu numai, cu care facem o deosebită plăcere de mulți ani să avem o colaborare, zic eu, fructuoasă. Și mă mândresc cu această colaborare și pentru că am realizat un lucru unic în țară, și anume o monografie integrală, să spunem așa, a satului Sălăjan. E vorba de seria de volume Satele Sălăjene și poveștile lor, în 12 volume, în care am cam, sau nu eu, ea a scris și realizat cam tot ceea ce se poate despre satul Sălăjan. Și totodată mă bucur de o nouă ediție a treia revăzută și adăugită a cărții 7 zile în țara Silvaniei, o carte apărută sub egida Consiliului Județean Sălaj. Zic eu, una dintre cărțile noastre de succes, pentru că prezintă județul nostru dintr-o perspectivă etnologică. Iar aici sunt cuprinse atât povești, atât de itinerarii din județul Sălaj, cât și fotografii din toate comunele județului nostru. Asta este pentru început, iar apoi eu o să o invit pe doamna Camelia Burghele să ne țină o conferință despre dragoste, despre iubire la țăranul Vărșeni și generația Z. E primăvară, chiar dacă nu e o primăvară, să spună, tipică, dar cu siguranță e poate primăvara sufletele noastre. Mulțumesc, domnule director, mulțumesc, prietene Daniel. Ce frumos ai întors-o, hai să fie primăvară în sufletele noastre, măcar aici. V-am propus pentru astăzi o temă care nu că mi-e dragă mie, cred că mi-e dragă fiecăreia, fiecăruia și cred că e dragă și invitatelor noastre, chiar dacă sunt puțin mai în vârstă. Haideți să vorbim astăzi despre dragoste, haideți să vorbim despre iubire, haideți să vorbim despre love forever. Și, așa cum vă spunea Daniel, într-adevăr, are mai multe secțiuni partea aceasta. Mă gândesc să vorbesc despre ce înseamnă dragostea în satul tradițional țărănesc, după ceea ce înseamnă dragostea pentru noi, pentru orășeni, pentru urbani, ca să spun așa, și de ce nu, ce înseamnă dragostea pentru generația Z, chiar dacă nu prea avem aici reprezentanții generația Z. Și voi începe prin a vă povesti că satul tradițional românesc este foarte bine organizat. Este organizat cu ceva ce se numește foarte, foarte frumos și foarte profund rost. Rostul acela este organizat prin mai multe instituții. Sigur, nu e vorba de instituții, efectiv, dar noi etnologii credem că au o valoare instituțională, reglatoare, atât de mare încât putem să le numim instituții. Și mă gândesc aici, în primul rând, la calendar și la sărbătoare. Ei, la calendar, să nu vă gândiți că mă gândesc la acel calendar pe care îl aveți dumneavoastră acasă cu toții pe perete și care are două culori și care ne spune când e 23 august și când e ultima zi de școală pentru copii, să spunem. Nu. E calendarul acela țărănesc care ar smulge zâmbete orășanului, cu siguranță, dacă i-am spune că în același calendar putem să aflăm, de exemplu, și când începe anul pastoral, în 23 aprilie de Sfânt George, și când se termină, și când e solstițiu de vară. Știau foarte bine țăranii, era ziua sânzienelor, atunci când până și soarele se oprește pe cer și stă și se minunează și dansează el singur. Dar să știi că în același calendar popular știam, de exemplu, și când încep câșlegile și când se termină câșlegile și când se termină postul și încep câșlegile ca să se poată face nunțile altă dată. Și să știți că, de altă parte, erau așa de importante câșlegile pentru că satele țărănești, sălăjene, erau sărace. Noi spunem acest lucru, nu e o rușine, dar erau sărace satele noastre altă dată. Și porcul la Crăciun era mic. Și spinarea porcului se punea la afumat și ea se împărțea în atâtea bucățele
câte duminici erau în Câșleci ca să se poată face și să ajungă fiecare săptămână până la intrarea în post. Deci iată ce aflăm din calendarul popular. Din calendarul popular aflăm și care e cea mai bună zi pentru semănatul castraveților. Se spune că e 3 mai, ca, nu, castraveții se iată din 3 în 3 zile. Ele trebuie semănate exact atunci. Acesta este calendarul popular. Și nu acela, cum spun, în care noi aflăm niște date absolute exacte, absolut seci. Și de aceea spunem noi etnologii, calendarul este o adevărată instituție pentru satul tradițional. O altă instituție este sărbătoarea. Sărbătoarea despre care îmi propun să vă vorbesc astăzi, pentru că ați văzut că intervenția mea de astăzi se numește Sărbătorile iubirii, care de fapt voi demonstra, sper până la sfârșit, că sunt sărbările iubirii, mai mult decât sărbătorile iubirii. Este vorba de acea sărbătoare care însemna infinit mai mult decât ce înțelegem noi acum prin sărbătoare. Pentru noi e o sărbătoare egală și sărbătoarea de Paști, și sărbătoarea de 23 august, și 1 mai că e liber, și 30, de exemplu, sărbătoarea de Sfântul Andrei. Cine mai știe ce se făcea de Andreiul fetelor? Nu! Noi spunem că este sărbătoare pentru că avem o zi liberă în Sfântul Andrei și acesta este pentru noi valoarea sărbătorii. În satul tradițional românesc, sărbătoarea însemna mult mai mult. Însemna o maximă spiritualitate. Însemna că te pregăteai pentru sărbătoare, dar nu te pregăteai atât de mult pe din afară, cât de mult te pregăteai pe dinăuntru. Te împăcai cu un vecin dacă te-ai certat cu el, te împăcai cu un văr, te-ai certat cu el pentru pământ, de exemplu. Te împăcai cu Dumnezeu, te rugai, te spovedeai înainte, cât dintre noi ne mai spovedim în fața unei sărbători, oricare ar fi ea. Sărbătoarea avea așadar o valoare spirituală pe care cred eu că am să vă convinc până la sfârșitul intervenției mele, nouă urbanilor ne cam scapă. Și să începem cu prima sărbătoare pentru iubire din acest an, atât de frumos în Dragovetele, care să știți că în satul tradițional nu avea o valoare atât de mult erotică, cât avea valoare meteorologică, valoare agrară. Se numea cap de primăvară. Atunci când era Dragobetele, oamenii știau că anotimpul rece s-a încheiat și începe un anotimp prielnic, sigur, și pentru iubire, categoric. Dar în primul și în primul rând, un anotimp prielnic pentru agricultură. Ce-am făcut noi? În ultima vreme am importat o altă sărbătoare care se numește Sfântul Valentin sau Valentine's Day sau Ziua Îndrăgostiților. Și ne sărbătorim acum pe amândouă, pentru că așa e bine la noi, pentru poporul român, să fim și tradiționali și chiar naționaliști uneori, chiar dacă în cote moderate, și atunci dă bine să sărbătorești Dragobetele, nu? Dar sărbătorim și Valentine's Day pentru că ne-am globalizat, pentru că suntem europeni, pentru că vrem să ne americanizăm și să ne McDonaldizăm, așa cum a făcut întreaga lume civilizată, și atunci ne sărbătorim pe amândouă. Ca să vedeți un exercițiu etnologic și să vedeți și ce înseamnă să fii etnolog, etnolog în România, cum îmi place mie să spun, am făcut o mică paralelă între cele două sărbători, dar nu am să insist atât de mult pe ele, ci am să vă spun un pic de poveste despre Valentine și despre ce înseamnă sărbătoarea, așa cum vă spun, în zilele noastre, sărbătoarea urbană. Voi face tot timpul trecerea aceasta între statul tradițional și urban. Și doar gândiți-vă, sărbătoarea aceasta Sfântului Valentin a fost gândită ca să contracareze lupercaliile romane. Știm cu toții povestea preotul Valentin care semna acele scrisori pentru că împăratul Claudius nu-i lăsa pe feciori, pe băieți, pe tineri să se căsătorească pentru că era mult mai greu să duci la oaste un bărbat însurat decât unul neînsurat, desigur. Și atunci Valentin a devenit încet, încet un sfânt ca să poată contracara lupercaliile romane păgâne. Ei, noi l-am preluat ca Ziua Îndrăgostiților. Și am sărbătorit multă vreme Ziua Îndrăgostiților, dar n-a fost suficient pentru că ea nu a prins destul de bine. Și atunci știți ce a făcut cineva care a fost foarte deștept. A declarat-o Sfântul Valentin. Deși el nu are o hagiografie precisă și deși preoții care sunt în sală știu foarte bine că el nu, noi, în ziua respectivă în care noi sărbătorim acum Sfântul Dragul, Sfântul Valentin, nu este niciun Valentin, de fapt, în calendar. Dar noi îl sărbătorim ca Sfântul Valentin. Adică încercăm să-i creăm o biografie atât de importantă, era Sfânt Valentin, pe cum să nu-l ține dacă e Sfânt. Și iată, așa am ajuns să ne jucăm între precreștinism și creștinism doar ca să putem implementa așa cum trebuie o sărbătoare.
Dar sărbătoarea de dragobete însemna mult mai mult decât atât. Însemna, desigur, dragoste, însemna mai ales ideea de cuplu. Este primul moment în care păsările nemigratoare, cele care au rămas încă aici, se cuplează între ele, formează cuplu și ideea care se transmitea era că în urma acestei sărbători ar trebui să se formeze cuplul. Adică fetele se întâlneau cu feciorii, se sărutau, tatăl să săruți o fată însemna cu totul și cu totul altceva decât astăzi. Era un fel de valoare, de promisiune, de căsătorie, să te sărute un fecior, nu-i așa? Nu te mai despărțeai a doua zi de el dacă te săruta odată. Asta era ideea, sigur că da. Și asta vreau să încerc să vă fac să înțelegeți dacă dragobetele aveau o valoare mai mult de iubire, de cuplu, Valentine's Day este cu totul altceva. Valentine's Day este o mimare a iubirii, după cum este o mimare a căsătoriei. Pentru că știți foarte bine că evenimentul cel mai important care se întâmplă de ziua aceasta a Sfântului Valentin este această căsătorie de probă, nu? Ne căsătorim într-un an de probă, ține o zi, dacă nu ne convine anul viitor, iar ne mai căsătorim o zi de probă, în anul următor și așa mai departe. Dacă ne place, ne căsătorim în tramvai, în tren, ne putem căsători chiar pe Muntele Găina, Muntele Găina care pentru noi, pentru etnologi, are o valoare excepțională. Acolo se încheiau cu adevărat căsătoriile altădată. Acum știți că s-a făcut un registru de căsătorii pe Muntele Găina care poți să te căsătorești foarte simplu pentru o zi. Ceea ce am citit însă în ultima vreme în presă și m-a frapat destul de mult este că în marile orașe din România, inclusiv primarii au ajuns să încheie căsătorii pentru o zi, astfel de căsătorii mimate, deși ei sunt primari și ar trebui să încheie căsătorii de adevărate, dacă să spunem așa. Aceasta este oare ideea pe care vrem să o transmitem despre dragoste, despre căsnicie, despre trăinicia unei căsătorii? Iată cum preluăm noi sărbătorile, adică preluăm ce ne convine din aceste sărbători și facem un amalgam între tradițional și modern, doar de dragul de a implementa o sărbătoare, doar de dragul de a ne alinia globalizării și de a avea încă o sărbătoare pentru iubire în plus. Dar, de fapt, care este oare substratul acestei sărbători, mai ales a sărbătorii de Valentine's Day, dar și a celei de dragobete? Nicio problemă. Este sărbătoarea urbană la care asistăm în ultima vreme și care înseamnă, în primul și în primul rând, un marketing extrem, extrem de agresiv. După cum bine vedeți, de cele două sărbători, marile orașe se transformă în niște piețe imense în care cererea răspunde ofertei și oferta este generată de cerere. Cumpărăm absolut totul de Valentine's Day pentru că nu e așa, nimic nu e prea scump în numele iubirii și atunci ne facem cadouri cu nemiluita unii altora pentru că găsim că aceasta este valoarea sărbătorii. Aceste cadouri, acest marketing extraordinar, acest advertising nemaipomenit care ne marchează existența tuturor și de multe ori cădem în ridicol. Pentru că amintiți-vă că, de exemplu, și de dragobete și de Valentine's sunt trageri loto. Anul acesta, tragerea loto din luna februarie a fost dedicată dragobetelui. Acum nu mă întrebați de ce. De asemenea, de dragobete, de Valentine's, cel mai la modă, cel mai trendy, ca să folosesc un cuvânt drag tinerilor de astăzi, este să te duci într-o vacanță exotică undeva. Avem pachete turistice speciale de dragobete și de Valentine's. Dar ce să vezi, de fapt, noi și când sărbătorim dragobetele, pentru că dacă vrem să fim români, am născut această lozincă. Ține dragobetele, iubește românește. Dar oare ce înseamnă să iubești românește? Ne poate spune și nouă etnologilor cineva, pentru că cei mai mulți dintre noi știți unde sărbătorim dragobetele? Acasă, la televizor, uitându-ne la spectacole folclorice de dragobete. Păi, dragobetele nu se sărbătorea acasă la televizor. Dacă suntem români atât de buni și vrem să păstrăm tradițiile, de ce nu îl sărbătorim acolo unde s-a sărbătorit? La țară, la marginea pădurii, să culegem flori și să sărbătorim cu adevărat dragobetele. Mai mult decât atât, pentru a contracara această sărbătoare globalizată care este Valentine's Day, dăm aripi mult prea mari acestui dragobete. Noi, de exemplu, când mergem pe teren în sălaj, n-am întâlnit încă niciodată, nicăieri pe cineva care să fi sărbătorit dragobetele în sălaj.
Dar îl sărbătorim cu toții. Știți de ce? Pentru că este sărbătoarea noastră, a românilor. Poate că ar trebui să fim mai atenți la nuanțele pe care le folosim. Mai mult decât atât, cum spun, dacă Dragobetele era totuși o sărbătoare a iubirii, de cealaltă parte, Valentine's Day este mai mult o sărbătoare a senzualității, a sexualității, aproape violentă, aproape virulentă de cele mai multe ori. Iar acest lucru îl transmite după aceea mai departe și generației tinere. Pentru că, iată, totul se desfășoară sub această muzică. Vrei să fii Valentinul meu? Și totul este foarte fancy și foarte cool în opinia tinerilor de astăzi. Și vorbesc despre dar, despre ce însemna în satul tradițional un dar, când dăruiai ceva cuiva, se crea o legătură absolut remarcabilă între cel care dăruia ceva și cel care primea. Și cadoul acesta pe care noi îl cumpărăm de pe stradă, îl dăm cuiva și după aceea uităm de el. E un chițipuș pe care îl dăm noi așa, un gadget mic pe care îl dăm de Sfântul Valentin sau de Dragobete. Generația Z, generația tânără, generația copiilor care s-au născut în preajma anilor 2000 sau după anul 2000, sunt cei care se numesc nativi digitali, pentru că ei s-au născut practic cu digitalizarea lângă ei, s-au născut cu telefonul în mână, cum am spune, duc aceste sărbători și mai departe și duc această iubire mimată deseori și mai departe. Pentru că s-au născut o serie întreagă de variante de a-ți declama iubirea. Una dintre ele, cea care a fost cea mai fancy în acest an, a fost să-ți declari iubirea din spațiu. Poți să faci acest lucru din spațiu. Contra unei sume modice, nu știu, 100 de mii de dolari sau ceva de genul acesta, poți să-ți declari iubirea pentru iubita ta din spațiu. Întâlniri regizate, întâlniri de o zi, este foarte cool, la rezoluție maximă, spune generația Z, care folosește acel limbaj al calculatoarelor, al PC-urilor, noi știm asta, este foarte cool, nu? Să te duci într-un, să-ți faci un tatu, de exemplu, sau să mergi la spa. Întrebarea este dacă esența sărbătorii se mai păstrează într-un astfel de context. Și în finalul intervenției mele voi vorbi despre cadrele generale ale sărbătorii. Până atunci, să știți că am avut curiozitatea să văd nu numai ce se face cadou de Valentine și ce nu este indicat să faceți. Vă rog, anul viitor de Valentine nu faceți cadoul iubiților voștri ursuleți de pluș sau șosete cu desene animate, au ieșit deja din modă, îmi pare rău. Însă, cum vă spuneam adineauri, să spui te iubesc din spațiu poate să fie un lucru foarte trendy. În fine, să ne întoarcem la satul tradițional românesc, unde iubire însemna, printre altele, și eligibilitate. Adică dacă cineva te iubea și tu aveai calități suficiente, chiar conducea la căsătorie o asemenea relație. Și vorbesc aici, de exemplu, despre o poveste frumoasă a femeilor care este scrisă atât de complet și atât de complex în păretarele de bucătărie, păretarele acelea pe care cu siguranță și dumneavoastră le-ați cusut la țară și pe care toate mamele și bunicile le-au cusut. Și iată ce înseamnă satul tradițional iubirea. Iubirea, fericirea, norocul, toate erau la un loc, toate se îngemânează, toate merg împreună. Dar ideea de cuplu este mereu prezentă. Sigur că voi vorbi mult mai mult despre toate aceste lucruri într-o altă intervenție a mea. Vă întreb însă, oare mai sărută dragobetele, fetele? Oare mai păstrăm esența sărbătorii așa cum era altădată? Oare mai iubim așa cum ar trebui? Oare nu forțăm puțin acest Dragobete, încercând să-l facem neapărat românesc, neapărat universal valabil, să-l sărbătorim cu toții, deși noi știm că el nu a fost specific tuturor zonelor din România. El s-a sărbătorit doar în anumite arealuri foarte bine delimitate de altfel. Ca să nu spun că de la 1900, practic, nici nu mai avem informații concrete despre Dragobete. Așadar, ne situăm aici, într-o
sete nemaipomenită de a iubi tradițiile, de a fi într-un ton cu această modă nemaipomenită de a conserva tradițiile și de a conserva satul tradițional românesc atât cât a mai rămas el, dar tragem cu ochiul întotdeauna și la ceea ce fac europenii și americanii și vrem să sărbătorim și să fim buni cetățeni europeni, pentru că trebuie să facem acest lucru și să sărbătorim și dragobetele la fel. Celelalte sărbători ale iubirii sunt la fel de intercalate, la fel de complexe, la fel de interesant de abordat. Mă gândesc la 1 martie și la 8 martie. La 1 martie oferim acel mărțișor fetelor, un mărțișor pe care îl cumpărăm de pe tarabe, un mărțișor care este cât se poate de colorat, un mărțișor care până la urmă nu știu dacă transmite mesajul pe care l-a transmis inițial mărțișorul. Pentru că știți că inițial mărțișorul era o pletitură de două fire de lână, practic, alb și roșu, sigur cu simbolurile ar fi cunoscute pentru fiecare, dar era un simbol pe care mai ales mamele îl dăruiau copiilor, în sensul că îl legau la mânuța copilului și mult mai târziu s-a legat acolo și un bănuț de argint. Cu alte cuvinte, el avea o valoare magică, o valoare magico-rituală, pentru că el invoca norocul și urma să păzească și să aducă norocul asupra celui care îl purta. Știți că arta aceasta de mărțișor, care însemna de altfel mărțișorul, se arunca altădată pe o ramură de măcești, de ruguț sălbatic, așa îi se spune la noi, așa, înflorit o ruguțul, acolo pe ruguțul ăla se arunca mărțișorul, sau pe un pom roditor. Oare de ce? Ce frumos! Și noi am pierdut toate aceste valori acum. Se arunca pe un pom roditor pentru că cel căruia îi dăruiești mărțișorul să fie roditor, la fel ca pomul respectiv. Și se arunca pe o tufă de măcești sau de ruguț sălbatic pentru că aceea avea florile roz și toate fetele își doreau la momentul respectiv să fie frumoase ca și acele flori roz. Noi știm că fetele la țară, adevăratele țărânci, mergeau de mici copile la sapă și la munca câmpului, unde le bătea soarele din greu și erau extrem de bronzate. Noi acum dăm bani grei ca să ne bronzăm, dar fetele din satele de altă dată ar fi dat orice să aibă un ten alb ca laptele sau roz ca și florile de ruguț și nu brunete și închise la culoare, bătute de soare, așa cum erau întotdeauna. 8 martie, sigur, am preluat-o oarecum pe o filieră mai socialistă, mai muncitorească, sărbătorim nu neapărat femeia, ci mama. În ultima vreme am inventat încă o sărbătoare care se numește Ziua Mamelor. Inventăm în continuare sărbători, însă nu ne gândim întotdeauna la conotațiile spirituale adevărate ale acestora. V-am spus că vorbim astăzi despre iubire și continuăm sărbările și sărbătorile iubirii cu o altă sărbătoare foarte dragă, nouă, mai nou, absolut uitată altădată, care este sărbătoarea de Sânziene. Sărbătoarea de Sânziene este una, cred eu, dintre cele mai fascinante și mai ofertante sărbători din lumea satului tradițional românesc. Și eu asemăn cu unul dintre jocurile care poate vă mai aduceți aminte de Flori, Fete, Filme sau Băieți, pentru că este ceea ce Irina Nicolau, colega noastră muzeograf, Dumnezeu să odihnească, de la București, numea o sărbătoare în straturi. Sunt mai multe straturi acolo în sărbătoarea de Sânziene, noi reținem foarte puțin din ea. Este o sărbătoare precreștină, se spune că ar veni numele de la Santa Diana, nu suntem foarte siguri de acest lucru, dar cu certitudine ea are un substrat creștin, dar este cu siguranță un substrat tradițional, popular, foarte puternic acolo, sânzienele, florile de sânziene. Și este un moment de haos înaintea sânzienelor, un moment de haos care în mentalitatea tradițională precede orice sărbătoare. Omul nu este niciodată imaculat. Omul, cu toată lumea din jurul lui, nu poate crea o lume perfectă. De aceea el creează de cele mai multe ori haos. Iar acest haos permite duhurilor rele de toate felurile să instaureze atmosfere din acestea terifiante înaintea sărbătorilor. Dar vine cu adevărat sărbătoarea, cea care are ca principală menire să readucă echilibrul și să pună ordine în acel haos,
De aceea, întotdeauna, în ajunul unei sărbători mari, se întâmplă tot felul de lucruri ciudate, ne spunem noi moderni astăzi. Umblă strigoi, vin tot felul de duhuri rele, se întâmplă tot felul de lucruri din acestea fantasmagorice, absolut îngrozitoare, iar după aceea vine sărbătoarea luminoasă, care să pună ordine, să aducă din nou echilibru și care să ne poată conferi echilibrul cu care să putem merge mai departe. Este după aceea un moment astronomic deosebit, acum este solstițiu de vară și oamenii de la țară știau acest lucru. Pentru că știți foarte bine că de sânziene se împletesc acele cununi de sânziene care se făceau întotdeauna rotunde și întotdeauna din flori de sânziene galbene. Deși sunt și flori de sânziene albene, știm acest lucru. Dar acele discuri solare, nu? Care înseamnă cununile de sânziene galbene, evocau tocmai puterea ordonatoare și luminoasă a soarelui. De aceea spun, se știa că atunci este solstițiu. Mai mult decât atât, e substratul acesta magico-ritual care este absolut fascinant. Iubesc din tot sufletul această sărbătoare pentru că se spune că în sărbătoarea de sânziene, ziua de sărbătoare de sânziene, soarele este atât de prezent încât este singura zi care își permite să stea și el. Soarele lucrează în fiecare zi a anului. El ne dă lumină și căldură. Fără el n-am putea exista. Dar în ziua de sânziene, povestea spune că până și soarele stă pe cer, râde și dacă are chef, chiar dansează. Mi se pare o imagine absolut uimitoare despre fantezia aceasta nemărginită a omului din satul tradițional românesc de a-și imagina niște lucruri atât de eterice și atât de feerice, cum ar fi aceasta a soarelui, se pare o metaforă extraordinară, soarele care stă pe cer și râde. Să știți că numai de sânziene se întâmplă acest lucru. Și tot de sânziene sunt niște apariții colective, niște apariții destul de interesante, ciudate, oarecum de același ordin cu... de același ordin cu drăgaicele, cu frumoasele, cu ielele, cu rusaliile, cu zânele. Sunt întotdeauna personaje colective care stau împreună, de obicei la marginea câmpurilor, la marginea pădurilor, se țin de mână, râd, dansează și se învârtă în văzduh. Și știți ce fac ele în accepțiune populară? Iarăși, mi se pare absolut fascinant. Dau miros florilor. De aceea florile miros atât de frumos, să știți și dumneavoastră atunci când cumpărați flori. Pentru că au trecut sânzienele peste ele și de aceea florile au leac și de aceea plantele de leac se culeg după sânziene. Pentru că sânzienele, trecând deasupra lor, le dau această putere de leac. Mi se pare absolut fascinant. Dar aceste sânziene nu trebuie niciodată să fie supărate, de aceea ele trebuie să fie ținute. Și de aceea se spune în limbajul popular că sărbătorile sunt zile ținute. Zice, am ținut ziua aia. Asta înseamnă că cinstești cu adevărat ziua de sărbătoare. Hai să recunoaștem că nu ne sfiim, să mai lucrăm din când în când și în timpul sărbătorii, să mai chiulim de la această spiritualitate, nu? Dar în tradiția populară, zilele ținute erau absolut obligatorii și zilele se țineau așa cum se ținea sărbătoarea de sânziene. Să super sânzienele, să nu ții această zi, era ceva cumplit. Pentru că sânzienele puteau să aducă niște boli absolut îngrozitoare. Niște boli pentru care noi astăzi mergem la psihiatru. Vă spun cu toată certitudinea acest lucru. Cel care lucrează în ziua de sărbătoare va fi jucat de sânziene, adică va fi damblagit, adică va fi paralizat, adică va avea epilepsie, adică va suferi de soare sec, adică de durere de cap, adică va avea niște boli absolut incurabile și absolut îngrozitoare. Spuneți-mi și mie ce înseamnă să te duci astăzi la un psihiatru sau la un neurolog și să-ți spună că ai Parkinson sau Alzheimer sau astenie. Și ce înseamnă să te duci la o babă din satul tradițional românesc și să-ți spună că te-a jucat sânzienele pentru că n-ai ținut cândva o sărbătoare de sânziene? Nu e așa cât de multă poezie e în acest imaginar absolut fascinant al țăranului din satul tradițional? Nu trebuie să mergem nu știu unde la indieni și la malgași ca să descoperim aceste lucruri. Nu! Tradiția populară românească le are pe toate.
Așadar, soare, sunt iene, florile cele care aduc dragoste, cununile și leacurile. Pentru că dincolo de orice, dincolo de acele cununi, sunt ienele, sunt și plante de leac. Și nu atât cele galbene, cât cele albe. Și aici este o poveste cu adevărat fascinantă. Sunt ienele albe, știți că magia funcționează prin legea similitudinii, legea contiguității, dar și legea similitudinii. Adică se întâmplă ceva asemănător. Adică sunt ienele albe erau foarte bune pentru protecția bolilor de mijloc la femei și atunci femeile și le puneau în zadie, în șort, și își întorceau colțurile de la zadie și le băgau aici și își țineau sânzienele pe burtă ca să se vindece de tot felul de baiuri femeiești. Doamne, cât de frumos! Ce leac frumos și acesta! Și mai mult decât atât, ele aveau o putere divinatorie excepțională. Se făceau acele cununi de sânziene și se aruncau pe acoperișul casei. Se numea fiecare membru al familiei cu numele ei, așa că și acum mai face asta, bine ziceți. Și cel care, și aici existau două variante, una soft și una hard. Varianta soft era cea că dacă îți cade cununița jos, nu o să te măriți în anul ăla. Hai să zicem că nu era așa de grav. Dar varianta hard era că cei cărora le pică cununițele de pe casă vor muri în anul ăla. Și ne spune nouă o femeie bătrână de la țară. Și aveam grijă, Doamne, când o aruncam pe aia lui Măicuța, s-o aruncăm cât de sus, Doamne, ferește să nu pice după casă să moară Măicuța, că doar ce ne-am fi făcut atunci? Mi se pare ceva absolut fascinant să-ți ghicești viitorul cu ajutorul acestei cununi de sânziene. Și știți că eu v-am mai spus și altă dată că acestea sunt resorturile credinței în magie în satul tradițional. Faptul că omul nu este niciodată nici mulțumit și nici sigur pe soarta lui. Și atunci încearcă să o deturneze, să o modeleze, să o fenteze puțin, să o tripleze puțin, spuneți-i cum vreți. De exemplu, cu astfel de cununi de sânziene. Aruncăm cununile pe casă, ele nu cad jos, deci vom fi sănătoși, vom trăi mult, vom fi așa cum ne dorim noi. Așadar, sânzienele acestea au niște simboluri extrem de bogate, extrem de pline de spiritualitate, iar noi de multe ori uităm despre aceste lucruri. Am vorbit deja despre magia erotică, v-am făcut acolo o scurtă sinteză despre fecunditate și despre fertilitate și iată ce înseamnă femininul magic. Protagonistele acestea dintre cer și pământ, protagonistele pe pământ, fetele acelea care visează la feciori și protagonistele divine, sunt ienele care se vârt în cer deasupra noastră și aduc bucurie. Era firesc ca într-o zi atât de dedicată femeilor, atât de dedicată iubirii, atât de dedicată frumosului și soarelui, să stabilim și o zi a costumului tradițional românesc, o zi a iei, o zi a cămășii, o zi a costumului tradițional. Și am vrut să vă aduc aminte că nu întâmplător această zi este în ziua de sânziene, pentru că v-am explicat că sânzienele sunt acele fete eterice care se mișcă prin văzduh și fetele culeg sânziene, fac cununi și duc cununi. Se spune că se duceau, apropo, am uitat să vă spun, se spune că se duceau buchete de sânziene sau chiar cununi de sânziene pe mormântul fetei tinere, moarte și care nu și-a putut trăi viața cu adevărat și duceau flori de sânziene să se mai bucure încă o dată de sânzienele acestea solare. Aceasta este ziua în care, încă o dată, absolut explicabil, s-a fixat prietena mea de la Blues Rumen, Andreea Tănăsescu, este cea care a inițiat acest moment în care toată lumea aduce un prinos de recunoștință costumului tradițional românesc, iei, cămășii, spăcelului, cum îi zicem noi, la țară, așa cum se făcea el altădată. Așadar, ajungem de la mândră, de la mândra din satul tradițional, la mândra chic.
este denumirea unui act cultural pe care îl face o altă prietene de-a noastră, dar este chic astăzi să te întorci la tradiții, să-ți coși un costum tradițional, să te îmbraci așa ca altădată. Iubim tradițiile și ne întoarcem mereu cu drag la satul tradițional românesc și la tradiții. Și știți de ce? Poate că v-am mai spus altădată, dar lăsați-mă să vă mai spun altădată. Pentru că trăim o viață plină de insecuritate, plină de dezechilibru, plină de pericole care ne pândesc la fiecare pas. Uitați-vă acum numai pandemia și războiul. Sunt două astfel de cazuri. Și simțim nevoia unui refugiu, a unei trimiteri către echilibru. Ori vârsta de echilibru a poporului român este vârsta satului tradițional. Atunci a fost cel mai frumos satul până la colectivizare, tati. Așa-i că aveți dreptate. Tatile din primul rând oftează și dau din cap și aduc aminte cât de dureros a fost procesul colectivizării. Momentul până atunci a fost un fel de vârstă de aur a satului românesc, acela a fost satul tradițional. Ne întoarcem întotdeauna acolo ca la un moment de echilibru în care ne putem găsi refugiu. Și am vrea să trăim încă o dată. Și știți ce facem pentru că vrem să trăim încă o dată vârsta satului tradițional? Ne facem case ca și cele din satul tradițional. Am început să ne mutăm toți la țară, să ne facem case mierăi, pentru că ne place foarte mult să trăim așa ca altă dată. Gătim acasă mâncare tradițională, piroște, teoște, păpuși și alte lucruri din acestea, păsul în hospă sau alte lucruri, pentru că vrem să mimăm măcar că trăim în satul tradițional. Gătim oale de lut, nu pentru că ar fi mai simplu, hai să fim serioși, ci pentru că are gustul mâncării bunicii, mâncărurilor de altă dată. Și ne îmbrăcăm cât se poate de mult în copii ale costumelor tradiționale, pentru că ne e dor oarecum instinctiv, genetic, de acea vârstă de echilibru a satului tradițional românesc. Dar sigur că n-am putut să mă rapt și să nu spun că dincolo de șezătorile urbane pe care doamnele noastre, unele dintre dânsele chiar aici, atât de frumos le promovează și cos și țes după izvoade cunoscute, originale, autentice, nu se putea să nu asistăm și la o serie de derapaje absolut cumplite, de chiciuri. Știți care este țara din lume care se fac cele mai multe ii? Să nu credeți că e România, e India. Îmi pare rău că trebuie să vă dezamăgesc. În India se costă de 10 ori mai multe ii decât în România. Pentru că se fac automat, pentru că le vedeți acolo, pentru că sunt cohorte întregi de ii în fiecare piață, în fiecare târg. Și atunci, unde sunt, de fapt, tradițiile noastre autentice? V-am mai avut și câte una, inclusiv la țară, mă rog să mă iertați că spun acest lucru. Am început să cos ii, zice, cos ii. Păi de ce să coasem ii în sălaș? S-a purtat vreodată la noi ie? S-a purtat vreodată cu pieptul descoperit, cu umeri descoperiți? Dumnezeule, rigorile moralei bisericii catolice, bisericii ortodoxe, a moralei părinților, așa cum ne-au învățat ei atunci la țară, ne lăsa să ne arătăm pieptul, să ne arătăm umerii la noi, dar de aia nu s-au purtat niciodată ii. S-au purtat chimeși sau spăcere, dar nu s-au purtat. Și atunci de ce să coasem ii? De ce să nu fim cu adevărat autentici? N-am putut, cum spun, să mă abțin, să nu semnalez și aceste derapaje pe care cred că noi, etnologii, trebuie să le punem la punct așa cum trebuie. Și ajungem în final, după ce m-am plimbat prin toate sărbătorile iubirii în satul tradițional, ajungem la sărbătoarea urbană. Și cât a mai rămas din sărbătoarea tradițională. Roger Caillois, unul dintre mari sociologi ai secolului nostru, numea sărbătoarea Vremea Bucuriei. Doamne, ce frumos! Oare cât ne mai bucurăm astăzi cu adevărat de sărbătoare? Că vine sărbătoarea! După aceea, colegul nostru de la București, Paul Drogeanu, într-o carte de referință, Practica Fericirii se numește ea, așa numea sărbătoarea, Practica Fericirii. Vine după aceea un mare filozof, din păcate uitat, Vasile Băncile se numește el, care încă din 1936 atrăgea atenția că sărbătoarea s-a alterat foarte mult și că duhul sărbătorii, spunea el atunci, s-a cam pierdut. Și că s-a pierdut acea sărbătoare fără contradicții și artificialități,
fără limite și mizerii, spunea el, unde este acea sărbătoare, spiritualitatea aceea a decăzut. Și tot el, tot Vasile Băncilă, este cel care a promovat un termen la care noi etnologii ne raportăm foarte des și pe care trebuie să-l spunem răspicat. El vorbea despre o impotență festivă a omului din comunitatea urbană. Nu mai suntem în stare, cu alte cuvinte, să trăim sărbătoarea așa ca altădată. Și chiar zilele trecute am fost pe teren la Plopiș și vorbeam acolo cu femeile din Plopiș și spuneam cum să ne bucurăm de sărbătoare, că acum avem tot ce altădată aveam numai în sărbătoare, acum avem în fiecare zi. Altădată pentru sărbătoare ne făceam un rând de haine noi sau spăcere. Păi acum fiecare zi ne ducem la mall sau la magazin și ne cumpărăm haine noi, nu e nicio afacere sărbătoarea asta. Altădată de sărbătoare făceam mâncare, poate că era singura zi din multe vreme când tăiam o găină, un pui și făceam mâncare cu carne. Păi acum facem în fiecare zi mâncare cu carne. Care este până la urmă valoarea sărbătorii în aceste condiții? Nu ne mai bucurăm de ea? Este, încă o dată spun, această impotență a omului, bine spunea Băncilă, de a ne mai alinia spiritualității sărbătorii. În schimb, sărbătoarea a devenit o sărbătoare a noastră, a cetățenilor europeni și a mutat-o într-o foarte mare măsură din lumea reală în lumea artificială, virtuală a lui e-mail și am făcut e-sărbătoarea, pentru că de cele mai multe ori sărbătorim acolo, nu? Online. Trimitem felicitările ca SMS-uri sau pe net, ne uităm la televizor în sărbătoare, că așa ne-am obișnuit, facem călătorii, totul este mai mult digital decât real, în așa fel încât am ajuns, cum vă spuneam, atunci când am vorbit despre Valentine's Day, până și căsnicia și căsătoria a devenit o e-căsătorie, adică putem să o facem digital, pentru că există o serie de site-uri de dating, unde poți să găsești foarte simplu perechea în toată lumea largă, granițe nu mai sunt. Totul l-am transformat, l-am updatat, cum ar spune ei. Dar oare nu este acesta un declin al sărbătorii? Și iată ce înseamnă, cred eu, pentru noi sau pentru antropologi, ce înseamnă mai nou sărbătoarea urbană, sărbătoarea actuală. De cele mai multe ori este un party, nu-i așa, recunoașteți cuvântul, sau este o sărbătoare, adică este o zi cu roșu în calendar. O zi care înseamnă, în primul și în primul rând, odihnă. În primul și în primul rând, repaus. De fapt, munca aceasta organizată, săptămâna de muncă pe care ne-a adus-o modernitatea, a dat o altă valoare, sigur, mult mai mercantilă, sărbătorii. Iar sărbătoarea înseamnă nimic altceva decât finalizarea unei săptămâni de muncă și continuarea cu zilele de repaus. Sărbătoarea înseamnă în primul și în primul rând repaus. Nu bucurie, nu spiritualitate, nu altceva, ci în primul și în primul rând repaus. Adică am masificat-o. De cele mai multe ori o trăim prin mass media, pentru că citim sau vedem la televizor sărbătoarea și mimăm și noi trăirea sărbătorii în această masificare. O detectăm frenetic, așa cum vă spuneam de Dragobete. Că s-a ținut, că nu s-a ținut în Zelar sau în alte zone, nu are importanță. Noi îl ținem pentru că suntem noi așa români. Bun. Și atunci ținem dragobetele. Inventăm de multe ori sărbători. Iată, cum vă spuneam, am inventat dragobetele și în țapele sănăjene, de exemplu. Fără scrupule facem acest lucru. Exagerăm de multe ori acest lucru. Ce a rămas cel mai important în sărbătoare? Spectacolul. Spectacularul. Și nu mă refer neapărat la spectacolele folclorice, de multe ori contrafăcute, sigur nu mă refer aici la cele autentice și just gândite. Dar a rămas spectacularul. Totul trebuie să fie spectaculos, așa cum sunt și nunțile acum. Important este să fie spectaculoase, nu să transmită alte valori, ci acest spectacular este cel mai important. Le scoatem din sit. Aducem în orașe tot felul de obiecte vechi, facem colecții de obiecte vechi și mimăm un muzeu. Dar muzeul cu obiectele respective este gândit acolo, la țară, in situ. Acolo trebuie să facem muzeele. Acolo unde se potrivesc toate acele obiecte. Nu să le, să le expunem în săli urbane, moderne, nu? Le punem de multe ori în non-spații, pentru că
Pentru că pierdem valoarea spațiului de acolo și ne punem în niște spații anonime în care literalmente nu mai își au rolul. Așadar, repaus și exces alimentar înseamnă pentru noi, în primul și în primul rând, sărbătoarea, mult automatism și mult formalism, nu? Facem automat, pregătim sărbătorile întotdeauna, dacă se poate cu mâncare de catering, dacă se poate cu curățenie, plătim o femeie care să ne facă curat. Și mai mișto este să putem pleca într-o vacanță exotică în timpul sărbătorii, nu trebuie neapărat să mai stăm acasă. Altfel spus, împodobim realul, dar împodobirea realului nu face sărbătoarea, spune colegul nostru Paul Drogeanu atât de frumos. Doar faptul că ne ornăm apartamentul cu niște flori și mimăm o sărbătoare nu înseamnă că și trăim acea sărbătoare. Așadar, ce-a devenit până la urmă cool și trending, cum spun în final, poza sărbătorii. Practic nu mai este atât de mult sărbătoarea cât este poza sărbătorii. Și totuși n-aș vrea să termin într-o manieră pesimistă, pentru că nu acesta era mesajul pe care am vrut să-l trimit astăzi. Pentru că antropologia europeană vorbește despre ceva foarte interesant, ceva absolut surprinzător, ceva ce ne surprinde și pe noi, pe antropologi. Dorința de a rămâne împreună. Și acest lucru nu s-a pierdut. Și credem noi, antropologii, că această coordonată este cea care va salva până la urmă sărbătoarea. Indiferent dacă ne ducem de Paști acasă la țară, la părinți și sărbătorim acolo Paștile așa cum se cuvine, indiferent dacă le sărbătorim într-un spațiu exotic, cum spun, în turism, indiferent dacă le sărbătorim în mediul urban și stăm aici la oraș, vrem să o facem împreună. Vrem să mergem la party, cum ziceam, împreună. Vrem să mergem în excursie împreună. Vrem să petrecem la mall, dar împreună, tot împreună. Mergem la spa, dar cu o gașcă de prieteni. Vrem să petrecem împreună. Este ceva ce foarte interesant, unul dintre antropologii mei favoriți din ultima vreme, Luca Canestrini se numește el, Lucio Canestrini se numește el, vorbește despre triburi globale. Am început să trăim din nou, așa ca altă dată, în triburi. Ne asociem femeile toate cărora ne place să coasem, ne asociem și stăm împreună într-un grup, exact așa ca șezătorii de altă dată, pentru că ne place să trăim împreună. Ne asociem noi fetele care vrem să facem sport și mergem la sală împreună, ne ducem împreună cu prietenii la un party, cum spun, de orice fel de sărbătoare. Cu alte cuvinte, nu am pierdut totul. Putem încă să mai recuperăm din spiritualitatea sărbătorii în acest context al trăirii împreună. Și cred că nu întâmplător, din ce în ce mai mult, antropologia culturală vorbește despre un curent pe care atât de interesant antropologul francez, francezii sunt cei după care luăm și, sau de la care luăm și noi ora exactă în ultima vreme, sigur că dar în antropologie, vorbesc așa de frumos, Marcel Gauchet vorbește așa de frumos despre un curent care se numește revrăjirea lumii. După o lungă perioadă de dezvrăjire, în care țăranul nu a fost niciodată foarte dotat în ochii noștri ai orășanului, n-a avut el foarte multă minte, inteligență și sclipire, acum venim să-l redescoperim pe acest țăran. După ce satul tradițional îl ascundeam, că nu ne plăcea să recunoaștem că am crescut sau că ne-am născut într-o căsuță mică la țară și că am avut porci în curte și chestii de genul acesta, acum îl redescoperim. Dacă altă dată mâncarea de la țară era sărăcăcioasă, acum ea devine foarte, foarte valoroasă. Și ce să vezi, ne întoarcem foarte mult și la magie. Aceasta este vestea cea mai interesantă. Deși suntem atât de raționali în tot ce facem, atât de hiperindustrializați, totuși ne bazăm foarte mult pe magie, dar cum se spune în telenovele, despre aceasta în episodul următor. Vreau doar să spun, să închei într-o notă optimistă și să spun că acest trend de revrăjire a lumii ne-a prins și pe noi și mă bucur atât de mult că
meseria mea este atât de aproape de ceva absolut fascinant care ni se întâmplă într-o lume atât de globalizată în care suntem cetățeni europeni cu toții, vrem să ne construim identitatea culturală. Vrem să arătăm că suntem români, adică suntem din țara aceea unde femeile cos păcele, țara aceea în care sarmale se fac într-un anumit fel, țara aceea în care casele se vopsesc miere, de multe ori cu păruiele miere și așa mai departe. Ne clădim identitatea culturală într-o nouă lume, cred așadar că merită să fim optimiști și să ne gândim în continuare cu drag la iubire, la sărbătoare, la calendar, la țăran și, în general, la satul tradițional românesc și, mai ales, sălăjan. Vă mulțumesc!